Multe persoane m-au întrebat câți copii cred că ar trebui să aibă o familie. Nu cred că Biblia oferă un număr de copii pe care ar trebui să aibă o familie și este normal lucrul acesta, pentru că fiecare familie este diferită și fiecare om este creat într-un mod unic. Însă există câteva principii în Scriptură după care ne putem ghida și pe baza cărora putem oferi un răspuns la întrebarea asta. În primul rând, o familie care nu dorește să aibă copii pentru că nu-i consideră o binecuvântare, trăiește într-o mentalitate păcătoasă. Copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Copiii sunt o răsplată de la Dumnezeu, sunt o moștenire de la Dumnezeu. Așadar, ăsta este primul aspect de care trebuie să ținem cont. În al doilea rând, cel mai mare succes pe care îl poate avea o persoană pe pământ care este capabilă să aibă copii și este căsătorită și Dumnezeu vrea să-i dea copii și lucrul ăsta este văzut prin faptul că poate să-i facă, cea mai mare binecuvântare, cel mai mare succes pe care îl poate avea o familie este să crească niște copii pentru împărăția lui Dumnezeu, niște copii care îl iubesc pe Dumnezeu, niște copii care fac o diferență în familiile lor, în adunări și în societatea aceasta. Și consider că aici este al doilea faliment major în familiile de creștini de astăzi, și anume în faptul că multe familii nu mai consideră că a fi o femeie de succes sau un bărbat de succes este să ai copii. Este să te dedici o viață pentru creșterea lor și să oferi generației ăstea niște copii care îl iubesc pe Dumnezeu, niște copii credincioși. Bineînțeles, aș pune următorul principiu foarte important. O familie ar trebui să țină cont de sănătatea mamei. Cu alte cuvinte, dacă sănătatea mamei este pusă serios în pericol, și ar trebui să ia în serios varianta de a limita nașterile. Copiii nu au prioritate înaintea mamei, înaintea soției. Prioritatea mea numărul 1 este să-mi protejez nevasta mea, să caut binele ei suprem. Dar, deși spun lucrul acesta, în cele mai multe cazuri nu este vorba despre așa ceva. Cele mai multe cazuri în care familii refuză să aibă copii, nu este vorba că au deja prea mulți copii sau că nu pot să facă copii, ci că nu vor și că și-au stabilit alte scopuri pentru viața aceasta, scopuri care nu prea au de-a face cu ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru noi.